Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, vă spune Liviu Dumitrașu. Invitatul meu din această emisiune este domnul profesor emerit, doctor inginer Stelian Dumitrescu, rector al Institutului de Petrol din Ploiești, al Institutului de Petrol și Gaze din Ploiești, 1968-1981, aproape 14 ani. Domnule profesor, vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația de a continua ciclul dedicat rectorii IPG București, IPGG, Institutul Petrol Gaze Geologie București, și apoi tot ce a ținut de Ploiești, până la actualul rector, cu care am și deschis acest ciclu de 10 emisiuni, profesor Mihai Coloja. În această emisiune, vă rog, domnule profesor, să acceptați, să purtați cascheta și o să privim înapoi cu mânie de rector. Ne-am mai făcut câteva emisiuni, în penultima emisiune, din câte mi-amintesc, sau antepenultima, purtați cascheta de decan. Decan al Institutului de Petrol, Gaze și Geologie facultății de mașini și utilaj petrolier, IPGG, deci Institutul Petrol, Gaze și Geologie București, din 1965 până în 67, când ați venit cu o sarcină precisă la Ploiești. Aș vrea să ne reamintim, domnule profesor, eu o fac cu multă plăcere, cred că și dumneavoastră, de cei care au fost rectorii IPG, IPGG, până la UPG. Avem pe coloana din stânga rectorii de la București, 8 la număr. Da, și încă 8. Și încă 8 la Ploiești și câți ori mai urmeze. Da? Iată. Dacă ne uităm pe această listă, și o să arăt apoi și imaginile, vedem pe primul rector, academician Gheorghe Murgeanu. Da. Un an de zile, 1948-49. Da. Cel de-al doilea rector, tot pentru un an de zile, o perioadă scurtă, Cimistu Vasile Cerchez. Da. Cel de-al treilea rector, profesorul doctor, docent Sergiu Rașel. Da. Care a fost în două mandate, și pe formatul IPG, și pe formatul IPGG București, și apoi îl regăsim și la Ploiești, dar nu în calitate de rector. Da. Alexandra Sidorovici, am spus telespectatorilor, soția domnului Brucan, numai 2 ani de zile, 53-55, conferenția, dânsa și-a dat demisia, fiind succedată de către domnul Sergiu Rașel. Da. Iată, pentru cei prezentați, avem și câteva imagini. Da. Pentru doi nu am încă imagini, dar sper ca în continuare să fac rost de aceste imagini. Nu comentăm acum, vă rog, Pare că unii au avut o perioadă scurtă, alții o perioadă mai lungă. Și chiar 3 mandate. Chiar 3 mandate și vom dedica cu toată cinstea o emisiune pentru dânsi. În continuare, Institutul de Petrol, Gaze și Geologie București. Aici va trebui să fac o remarcă. Deci, IPG-ul s-a înființat în 1948. Da. În anul 1950 erau deja patru facultăți. Că în 48 s-a înființat două facultăți. Două și din 50 încă două. Încă două facultăți, patru. Da. Una desființându-se în 1968, cea dedicată inginerilor economiști. Da. Din 1955, da? Facultatea de Geologie a trecut la Institutul de Geologie și Tehnică Minieră, iar în 57 s-a mutat, deci 2 ani, s-a mutat Institutul la Petroșani, devenit Institut de Mine, și o parte, cum se întâmplă, academicieni, profesori, cercetători, au revenit și au înființat Geologia Tehnică. Da. Deci în 1957, sper că nu greșesc, da? Da? Până în anul 1975, 67. 75, când s-au mutat absolut toți. La Ploiești. Discutăm de rectorii care de la IPGG, Institutul Petrol, Gaze și Geologie. Da. Și iată, îi avem aici în poză pe domnul Rașeier, Academician Petrolian. Da, domnul Bănățeanu, care a fost... El n-a fost decât cu delegație un an de zile. A fost mai mult prorector. Da. Apoi domnul Mihai Bogdan. Da. Și Soare Stan. Chimist, Stare Soa și domnul Stan Soare, care s-a transferat la Ploiești. Da. O să dedicăm o emisiune și domniei sale. A spus că din anumite motive nu poate să vină. Pe scurt, am terminat cu București. Aveți să un comentariu aici? Nu. Poate altă dată. Poate altă dată, Vorbim de... Ajungem la Ploiești. Da.
Aici e important. La Ploiești este foarte important. Da. Ploieștiul începe cu domnul profesor sau domnul conferențiar, doctor inginer Sterian. De vremea aceea, da? Ca prorector ați venit la Ploiești, da, o să dar în pe funcție de rector. Pe funcție de rector. Și din 1968 până în 1981, inclusiv, da, a fost rector. Da. La început al Institutului de Petrol din Ploiești, da? După care, domnule profesor, au urmat rectorii Institutului de Petrol și Gaze. Din dacă mi-am inteles eu bine, în 1972. Da. Când s-au reunificat cele IPG-ul două. Din București cu cel din cu IP-ul din Ploiești și așa s-a născut IPG Ploiești. Da. Sunteți dumneavoastră, domnul Dumitru Sândulescu, da, până la Revoluție, da, regretatul și dânsul regretat Puiu Dumitrescu, da, care a stat foarte puțin ca rector din câteva luni, câteva luni, da? După care din 1990-92 domnul Macovei. Macovei. Da. Noi am discutat despre domnul Macovei, domnul rector actual al universității, da, a vorbit cu multă plăcere, cu multă pasiune, mai ales că este, a fost și primul rector forajist, da, și da, domnul Coloja al doilea. Da. Mulți au fost geologi, da, mulți aici au fost la Ploiești, chimici, la Ploiești, da, și mulți mecanici. Da. În anul, deci suntem după Revoluție, da, era complicat să cred eu să se mențină titlul de IPG, deși era, era un brand și este un brand cunoscut, da, în lume, și din motive de doctorat, dar numai atât, s-a înființat sau s-a schimbat numele în Universitatea din Ploiești. Ploiești. Da. Rector, regretatul profesor doctor Constantin Ionescu, fost prorector al, da, domnului Macovei. Da. Suntem în perioada Universitatea Petrol Gaze din Ploiești, în care îi vedeți pe cei patru rectori, da, din nou Constantin Ionescu, da, Nicolae Napoleon Antonescu, da, Vladul Manu și actualul rector Mihai Pascu Coloș. Da. Pe scurt, cu promisiunea că vom reveni și nu vom ignora pe absolut nimeni, rugându-vă pentru viitoare emisiune să ne răspundeți, dacă vreți, la o întrebare pe care la vă pun perioada acum, de început. Deci, cum apreciați dumneavoastră eficiența unor rectori, fără să criticăm? Da. Fără să criticăm. Da. Vă rog să-mi permiteți în continuare pentru cei care nu cunosc în totalitate, probabil că mai sunt, mai ales tinerii, studenții de acum și cei care ne urmăresc, câteva repere din CV-ul dumneavoastră foarte complex. Invitatul meu, stimați respectatori, domnul profesor Sterian Dumitrescu, s-a născut la 7 februarie 1929 în comuna Păcureți, la 20 de kilometri de Ploiești. Da. Anul acesta, pe 7 februarie 1929, domnule profesor, ați sărbătorit de două ori 43 de ani. La mulți ani, frumoși, sănătoși și tot ce rimează cu frumoși, sănătoși, vă urăm noi. Face o plăcere. Nu-i târziu nici acum, de altfel, nu? Nu-i târziu. Și la anul în aceeași perioadă o să vă spun din nou la mulți ani, da? Dar Domnul mai duce până la iarnă. Să fie cât mai mulți. Viața domniei sale, a domnului profesor Sterian Dumitrescu, a părinților și apropiaților a fost și este legată de industria petrolieră. Datorează UPG-ului, am să vă citez, cariera universitară de peste 60 de ani, afirmând într-o carte a dumneavoastră pe care aș vrea să o arăt telespectatorilor, Universitatea Petrol Gaze Ploiești, Confesiunile unui rector, editura Ploiești Milenul 3, 2012, o confesiune. UPG, Universitatea Petrol Gaze Ploiești, m-a format ca om, eu am scris cu majuscule, ca specialist. Mi-a influențat puternic destinul și modul de a gândi și de a acționa. Corect. Foarte frumos. Așa și este bine că nu uitați trecutul. În anul 1965 a fost numit decanul Facultății de Mașini și Utilaj Petrolier din IPGG București, 1965. Așa e. Facultatea la care cu 15 ani în urmă intrase în studenți. Intrase în studenți în 1950, când era IPG-ul. Da. IPG-ul. Ca student, mărturisiți dumneavoastră, apropo de confesiuni, nu l interesa cine este rector, pentru că atunci erau Sergiu Rașev, doamna Sidorovici,
decan Voinaros. Tot timpul, deci tot timpul, Rudolf Voinaros. Pentru că niciodată nu a avut nimic de rezolvat la acest nivel. Da. Deci chiar nu intrați la decan, chiar nu intrați la rector. N-aveam de ce. N-aveați de ce. Dar totuși știați. Fără îndoială știam cine este, da. Și cu un respect deosebit. Fără îndoială. Ca acum. Ca și acum. Ca și acum. Cea mai mare provocare a vieții domniei sale a fost doctoratul în automatizarea instalațiilor petroliere, pe care l-a făcut la Moscova, Academia de Petrochimie, 1959-1962, 3 ani. Da. Și aici sunt multe de spus, dar vom mai reveni. Da. În anul 1972, conducător de doctorat în domeniul automatizării instalațiilor petroliere, corect. Actualmente ingineria sistemelor automate, domeniu. Deci să spunem telespectatorilor că v-a schimbat meseria. Da. Dar să fiți inginer mecanic. Da, origine, dar... Ați și practicat, ați fost asistent, da? Da, da, da. Pe partea de mecanică, ne-ați povestit cum îl ajutați pe domnul profesor Ștefan Teodorescu, Ștefan Teodorescu să extină cursul în condiții bune. La 47 de ani, deci la 47 de ani, în anul 1967, era cel mai tânăr rector din țară, rector al Institutului de Petrol, IPG, timp de 13 ani, 1968. Și al celui mai tânăr institut de învățământ superior. Al 16 ani. Al 16-lea, pe acea vreme. V-a spus cineva că sunteți cel mai tânăr rector? Nu, dar știam că sunt cel mai tânăr. Știați. Bun. Toți ceilalți aveau chelie. Cetățean de onoare al municipiului Ploiești, o să arătăm, avem și niște diplome, rector onorific și nu doar atât. Și acum, în finalul acestei scurte prezentări, dacă mai e ceva, o să vă rog să adăugați dumneavoastră. Nu cred că e cazul. Stimați telespectator, invitatul meu a fost rectorul meu și nu doar atât, șeful meu de catedră la UPG Ploiești, pentru care am o deosebită considerație și pot să-l numesc un maestru de viață. Mulțumesc mult. Să navigăm. Mai trebuie ceva, domn profesor? Nu, cred că nu. Nu mai trebuie nimic. Poate la 100 de ani să mai adăugăm ceva, da? Atunci da. Da. Doctor, avem un cuvânt cheie, rector. Eu mi-am permis să navighez puțin și să iau și dintr-un dicționar definiția rectorului. Persoană care conduce, din punct de vedere științific și administrativ, o instituție de învățământ superior. Grad deținut de această persoană. Un adagio. În un letăr din apus, rector este o persoană care conduce o școală medie. Grad deținut de această persoană. Vine din latinescul rector. Subrector au fost, sunt prorectorii, suprorectorii decani, șef de catedră, șef de departament, șef de colectiv. Ca să învățăm și noi grade. Da. Domnule profesor, am făcut aici o scurtă prezentare a dumneavoastră. Se mai pot spune foarte multe, dar aș vrea să trecem la chestiune. Și îmi permit o primă întrebare. Domnule profesor, în ce conjunctură ați primit funcția de rector? Da. Vă rog. Că este vorba și de conjunctură, totuși, da? Fără îndoială. Vă rog. În septembrie 1967 a apărut decretul Consiliului de Miniștri. Iată, îl avem, îl arătăm la cameră. Așa. Prin care se hotăra ca, începând din toamna acelui an, să își înceapă activitatea la Ploiești, Facultatea de Mașini și Utilaj Petrolier, din cadrul Institutului de Petrol și Gaze din București. Cum în acea vreme eu eram decanul acestei facultăți, ministrul educației din acea vreme, academicianul Ștefan Bălan, m-a chemat la dânsul și m-a întrebat direct dacă sunt dispus ca să-mi asum responsabilitatea mutării de la București la Ploiești, a Facultății de Mașini și Utilaj Petrolier și, desigur, și responsabilitatea conducerii noului Institut de Petrol din Ploiești. Numai puțin. Deci este vorba de mutarea, din cuvântul domnului academician Ștefan Bălan, numai a Facultății, da, de Mașini și Utilaj. Și nu numai din al dumnealui, ci și din decret rezulta lucrul acesta, că la Ploiești urma să se mute numai o singură facultate din cadrul Institutului de Petrol și Gaze din București. Haideți să citim puțin decretul. Eu l-am afișat pe ecran. Da.
Este vorba de HM numărul 2364. Consiliul de Ministri, exact. Deci nu conducerea partidului, nu, Consiliul de Ministri, sub semnătura lui Maurer, da. Hotărăște două puncte. Da. Sunt mai multe puncte, vreo 10. Am să citesc primele puncte. Da. 1. Se înființează, începând cu anul universitar 67-68, Institutul de Petrol, cu sediul în orașul Ploiești. Articolul 2. Institutul de Petrol din Ploiești este persoană juridică. Articolul 2. Institutul de Petrol din Ploiești va funcționa cu Facultatea de Mașini și Utilaj Petrolier pentru pregătirea de ingineri. Articolul 3. Facultatea de Mașini și Utilaj Petrolier din cadrul IPGG București, rămâne încă GEU, nu va mai școlariza studenții în anul întâi, trecând la lichidare începând cu anul universitar 67-68. Admiterea s-a dat la București? Admiterea s-a dat la București, însă studenții admiși erau avertizați că vor continua studiile la Ploiești. Adică era vorba de 50 de studenți. 50 de studenți, nu? Atât admitea pe acea vreme Facultatea de Mașini și Utilaj Petrolier. Da. Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Ploiești, ce vrem, domn profesor, da. Va lua măsuri pentru proiectarea și construirea în perioada 1967-69 a localului necesar pentru Institutul de Petrol din Ploiești. Corect. Mă opresc aici. Da. Celelalte sunt mai puțin importante. Sunt și acelea importante, dar deocamdată pentru încălzirea noastră încă nu ne-am mutat la Ploiești, da? Da. Și cât a durat întâlnirea cu domnul academician? Foarte scurtă a fost întâlnirea, pentru că răspunsul meu a fost cert. Eu am spus că sunt foarte legat de această facultate și unde s-a hotărât să funcționeze această instituție, voi lucra și eu. M-a felicitat și mi-a spus că voi fi numit rector și mi-a dat și prima sarcină, și anume să iau legătura cu autoritățile locale ca să organizăm începerea noului an universitar la Ploiești, unde nu erau practic niciun fel de condiții de activitate universitară. Domn profesor, deci eram practic în luna septembrie. Septembrie. Deschiderea urma să aibă loc în octombrie. Vă spun, deci, pe 3 octombrie 1967. Am avut la dispoziție numai câteva săptămâni. Am aici un document, iată, dumneavoastră mi l-a spus la dispoziție, da. Flamura Prahovei, da? A apărut miercuri 4 octombrie și da. Deja ieri, adică marți, 3 octombrie, da. S-a inaugurat la Ploiești Institutul de Petrol. Asta s-a făcut în numai câteva săptămâni de la apariția decretului. Deci a fost o sarcină foarte dificilă ca să începe o activitate universitară într-un loc unde nu exista niciun fel de tradiție. Aveați 47 de ani. De an. Da. Domnul profesor, sincer, sau suspect de sincer, intuiați de ce v-ar fi chemat domnul academician ministrul învățământului, care a venit la Ploiești și dânsul și ați avut o conversație. Sau bătea așa un vânt de Da, bănuiam, pentru că era și normal ca să se pune bazele pe un om care a mai lucrat în învățământ superior. Și eu, fiind decan în acea vreme, probabil că ăsta a fost și motivul pentru care eu am fost propus să fiu rector. Mai ales pentru faptul că se știa că eu sunt din zona Prahovei, de aici, din Ploiești, că lucrasem deja 8 ani aici, în această zonă, unde am făcut și școala medie. Și deci, eu cred că astea au fost motivele pentru care am fost numit rector. Poate, mă rog, și faptul că am fost șef de promoție la București, eram cunoscut deja. Cu bursă republicană, nu? Nu, n-am avut bursă. Ba da, am avut un an de zile, da. Și din CV-ul dumneavoastră. Da, dar da. O curiozitate de-a mea, înainte de această propunere, care v-a onorat de a fi rector, deci din decan, da. Direct rector, da. Nu prorector. A fost nu... o surpriză totală, da. Niciodată nu m-am gândit. Ați mai o provocare să veniți la Ploiești ca director sau ca, virgulă, conducător de o altă instituție? Au mai fost încercări de acest gen? Au fost după ce eu am terminat doctoratul. Am terminat doctoratul în 62. La Moscova? La Moscova, da, și în automatizare. Pe vremea aceea erau destul de puțini doctori în categoric, țară și da, sigur da. Că erau căutați ca să devină șefi ai instituțiilor de cercetare, de proiectare, mă rog, instituții foarte importante.
Și atunci colegii mei din Ploiești m-ar fi dorit să lucrez aici în Ploiești, însă eu mă simțeam legat de învățământ și am preferat să rămân la București, unde a fost numit decan. Domnule rector, putem vorbi așa, da. Ne cunoaștem și nu aș vrea să-mi urați în nume de rău că mă adresez așa. În HCM, citindu-l cu atenție, comentându-l împreună, îl știți pe din afară, eu l-am citit, nu se face nicio referire la mutarea celorlalte două facultăți, da. Și de asemenea nu rezultă nicio obligativitate pentru cadre didactice, da. Care urmau să fie navetiste, să se mute la Ploiești. Da. Cum ați reușit totuși această armonizare, singur împotriva tuturor? Da, din păcate este așa cum spuneți dumneavoastră. Da? Da, așa este. Și asta a fost o foarte mare dificultate pentru noi, care urma să proiectăm localul pentru noua instituție de învățământ, de învățământ superior din Ploiești. Haideți să o arătăm telespectatorilor, pentru că nu mult au venit, da. La UPG. Da. Este vorba de această clădire, da? Noi am prezentat-o, da? Pe care o recunosc, formă finală, evident, forma, da? Forma finală din 82. Din 82. Din 82. 82, da. Da, da, fără îndeală. Dar noi suntem în 1967. Da. Da? Da. Toamnă, încă nu ne-am mutat, nu s-a deschis anul universitar. Nu, anul nu s-a deschis. Cum ați lucrat în echipă? Știți că românii mai lucrează și în afară de echipă. Fără îndoială că am lucrat în echipă. Asta nici echipa. Nu se putea. Cu cine ați venit la Ploiești? Nu cu ce ați venit, cu cine ați venit, da? Ce colaboratori ați adus? Am început anul întâi de studii aici la Ploiești cu numai 12 cadre didactice. 12 cadre didactice? Atât, 12 cadre didactice și vreo 50 de studenți. Pe decan l-am cunoscut și eu. Da, domnul Viorel Micloși, da? Care era conferențiar. Da, da, da. Da. Și dintre cadre didactice? La acea vreme, dintre cadrele didactice, profesorul Cuciuc, profesorul Vlădescu, profesorul Viorel Micloși, și conferențiar Hagiescu. Și, de fizică, da? Da. Foarte, deci o echipă a dumneavoastră. O care, echipă mică. Care era pro-rector, deci pentru rector, da? Da, bun. Da, da. Deci prima dată ați fost rector de construcții, nu? Sau ce ați făcut? Cum ați început? În ce clădire ați început? Că mai am pe aici câteva clădiri, totuși. Da, începutul a fost foarte, foarte dificil. Da. Așa cum am spus, nu aveam bază materială aici. A trebuit ca în cele două, trei săptămâni de zile din septembrie să organizăm spații de învățământ, să organizăm programul de învățământ, să facem statul de funcțiuni, să stabilim cine ce cursuri ține și așa mai departe. Și n-aveați o experiență din punct de vedere administrativ. În aceeași perioadă însă, trebuia ca aceiași oameni, puțin la număr, pentru că majoritatea erau la București, erau la București la anii terminal, 2, 3, 4, da? E bine, cu acești oameni, puțin la număr, a trebuit să facem tema de proiectare a noului local, care nu e o problemă simplă, deloc pentru simplu, că da? Aici fiecare laborator așa are ergonomie, specificul său. Funcționabilitate, etc., etc., da? Să colaborăm cu proiectantul pentru proiectarea localului, să colaborăm cu constructorul ca să facă localul așa cum trebuie, nu? În același timp să formăm cadre atât didactice cât și administrative de cel aici din puțin București. La nivelul celor cel din București. Puțin la nivelul din București. Principala mea grijă în acea vreme era aceea de a nu cumva ca prin mutarea institutului de la București la Ploiești prestigiul, seriozitatea, experiența căpătată în București să nu se piardă, să nu se irosească. Am ținut foarte timp, fără îndoială. Exigența era cea care ne asigura prestigiul nostru pe plan intern și internațional. Și atunci a trebuit să ducem o politică foarte înțeleaptă cu cadrele didactice ca să le atragem aici la Ploiești, să nu renunțe, pentru că altfel aici la Ploiești trebuia să luăm totul de la început. Da. Ori, dacă toate cadrele didactice, practic toate cadrele didactice au venit, mai cu una, două, trei excepții, dacă... E normal, într-o astfel de lume relativă. Toți au venit și au continuat activitatea aici, la Ploiești, până la pensionare. Să înțeleg, între ghilimele, că i-ați mituit cumva? Nu, fără îndoială că nu i-am mituit, dar le-am facilitat cumva avansarea cu cel puțin un grad, aproape a tuturor care au venit aici, de la... Asistent la se putea, lucrări, se putea, aveam posibilitatea pentru că
se extindea, activitatea se extindea și ca atare apăreau și posturi noi. Exista posibilități de avansare mai mari aici la Ploiești decât la București. Domnule rector, rămânem puțin la Ploiești. Vă rog, este frumos la Ploiești și eu sunt navetist, nu credeam niciodată că o să rămân așa și nu regret să nu zici niciodată. Și vă rog, pentru foarte puțin timp, să facem o pauză, este legea televiziunii, după care să continuăm să navigăm și să ajungem chiar în zilele noastre. De acord. UPG din Ploiești 2015. Suntem în partea a doua a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc. Invitatul meu este domnul profesor universitar, doctor inginer, rector onorific al Universității Petrol Gaze din Ploiești, Stelian Dumitrescu. Să adăugăm profesor emerit. Profesor emerit în universitate, din câte știu eu, au fost trei. Dumneavoastră, domnul Antonescu, da. Tot ca rector. Da. Cred că au fost mai mulți. Și au fost mai mulți, da? Cred că au fost mai mulți. O să-l avem în studio și pe domnul Antonescu și cu siguranță dânsul nu uită pe nimeni, da? Da. Aș vrea să navigăm, domnule rector, în demersul nostru, rugându-vă să ne reamintim puțin de momentul festiv. E vorba de anul universitar 1967-1968, rector, conferențiar, doctor inginer Stelian Dumitrescu, să spunem că deschiderea a avut loc într-o sală neîncăpătoare, vă rog, iată, am deja o imagine aici, suntem la Rafineria 1, da. Suntem marți, 3 octombrie. Da. Pascol, ce invitații au fost? Au fost invitate personalități, nu numai de pe plan local, ci și de pe plan central. De fapt, mai toate marile universități din țară au trimis reprezentanți 15, aici. Dumneavoastră, Ploiești era al 16-lea. Noi eram sau al mai 16-lea centru universitar. Deci toată suflarea. Un prezidiu ca de obicei, da? Da, bineînțeles, autoritățile locale, județene, nu, regionale era atunci, da? Municipale, deci... Cele mai importante personalități academice din țară au participat aici. Domnul academician... În frunte cu ministrul învățământului de atunci, Ștefan Bolan, da? Primul secretar și președinte al Consiliului Județean, nu județean, regional, Dumitru Balalia. Dumitru Balalia, un nume... Primarul orașului și așa mai departe. Deci lume bună. Lume și suntem... Și deschiderea a avut loc unde? La cantină? Sau... Era sala de mese a cantinei, o sală mare, transformată în sală de festivități. Da. Și acolo s-a adunat Floarea Ploieștiului și a întregii țări ca să sărbătorească această... Asta română, rafinărie, da? Da, da. Ați avut o discuție cu domnul academician Ștefan Bolan, da, foarte interesantă. Hâtru dânsul totuși, da? Ne spuneți și nouă. Da. Dânsul, bineînțeles că m-a felicitat și m-a întrebat cum văd eu noul local și noile laboratoare care o să le construim aici la Ploiești. Și direct m-a întrebat din ce o să facem noi aceste laboratoare, din sticlă sau din metal? Interesantă întrebare. Da, am rămas puțin descumpănit pentru că nu înțelegeam de la bun început cam ce vrea să afle domnia sa. După câteva momente de ezitări, ne-am cam dat seama despre ce e vorba și mi-am spus că din metal. M-a felicitat și da, domnule, nu mai e ca înainte să facem experiențe cu sticlă, acum trebuie să facem experiență cu metal, să facem instalații pilot, să facem instalații cât mai apropiate de cele industriale, ca să putem proiecta și realiza instalații noi, să le omologăm și așa mai departe. Deci a doua vilă albă, da? A doua vilă albă. Am aici 4 imagini pe care v-aș ruga să le comentați, care vizează un moment solemn privind începerea construcțiilor, ne uităm, da. Începerea construcțiilor. Așa, da, da, da. E într-adevăr emoționant acest moment. Vă rog, și niște imagini reprezentative. Da. În prima imagine sunteți dumneavoastră, da? Cuvântul de deschidere sau cum se cheamă? De inaugurare, da? De inaugurare. Începeam construcția noului local și am marcat locul unde urma să se construiască acest campus care există astăzi la Ploiești.
Locul, de, ca să spunem și de respectatorilor, fiind unde? Lângă sala de sport? Locul marcat era chiar sala de sport, deci pentru că pentru asta aveam proiectul făcut. Înțeles, da. După sala de sport am făcut cantina, că aveam și acolo proiect, și apoi după aceea am început construcția laboratoarelor și a spațiilor administrative și sociale pentru studenți. O să arătăm câteva imagini. Și avem o imagine următoare de grup acolo, vă rog să vă uitați la ecran, dacă... Da. Aici vorbește domnul profesor care a acceptat să vină. După mine a vorbit profesorul Grigore, după profesorul Grigore a vorbit profesorul Vlădescu, sau nu, invers. De metalurgie, profesor, domnul profesor Vlădescu, de da? De metalurgie, cel da? Care suda țigară după țigară, după da? Țigară, da. Da. Da? Da. Apoi Ion Grigore, deci și Ion Grigore totuși. Profesorul Ion Grigore era cel mai renumit profesor de matematici din Ploiești și avea și atribuții la Societatea Română, la Societatea de Matematică din Prahova. Fusese și primar, adică era o personalitate locală foarte cunoscută în acea vreme. Foarte frumos. Și mai avem a patra imagine. Și acolo, tot acolo, am marcat, eu am fost cel care cu hârlețul, am marcat locul unde urmea să înceapă construcția noului local. Apoi am mânat-o decanului Micloșii și de la decanul Micloșii am ajuns unde suntem astăzi. Da. Se spune că un om trebuie să pună un pom, a țădit un pom mult, da? Asta era pomul nostru, da. Să construiască poame bune, să construiască o casă, să facă un copil. Toate au fost realizate. Da. Probabil că aici nu mai sunt erate. Foarte important ceea ce mi-a spus, pentru că imediat presa a consemnat pe data de 2 octombrie 1971, în flamura Prahovei, la Ploiești s-a inaugurat noul local al Institutului de Petrol. Deci cu o mână de oameni, o mână de oameni, veniți aici la Ploiești, am reușit să proiectăm, am reușit să realizăm prima parte a noului local al Institutului de Petrol și Gaze, devenit astăzi Universitatea Ploiești, în numai 3 ani de zile. Deci din 67 până în 70, 3 ani și ceva, da? Și așa am ajuns ca în 1971-72 să începem activitatea în noul local. Asta local înseamnă pentru asta Facultatea de Mașini și Utilaj Petrolier. Din păcate însă, localul acesta era dimensionat numai pentru 400 de studenți cât avea facultatea. A trebuit ca pentru facultățile care au venit ulterior să facem adaosuri, să facem noi corpuri de clădiri. Era mult mai bine dacă se preciza de la început dimensiunile acestei instituții ca să facem un local într-adevăr mai arătos decât cel care este acum aici. Ați pronunțat acest atribut arătos atunci? Lumea nu prea era de acord cu arătos, nu? Nu prea era. Și atunci erau lipsuri, economie se cerea să facem peste tot. Nu se prea preocupau oamenii de aspectul estetic al construcțiilor. Dar important este că ați reușit. Am reușit și am reușit să-l facem la nivelul cerințelor actuale de atunci, nu oricum. Într-adevăr, ce am construit atunci era, de fapt, ultima creație științifică, aparatură de ultimă creație, mă rog, și construcții de ultimă creație. Au mai fost creație. Și donații, că atunci se putea dona Se putea dona face ușor, și transferuri, dar noi am preferat să luăm exemplare, să luăm prototipuri, să luăm ceea ce era mai nou din Domnule ce Elector, se produce în această luptă, în primul rând cu dumneavoastră, apoi cu ceilalți din jur, pentru că prietenul adevărat a nevoie să se cunoaște. Ați avut și momente de cumpăr, ați avut și dificultăți, rămânând tot la partea aceasta de dezvoltarea bazei materiale. Dificultățile sunt totdeauna. Câteva măcar, de multe, pe care nu le-ați uitat. Nu le-am uitat. Să începe cu una haslie. Haslie, vă rog, haslie. Da? Haideți când să ne mai înveselim. Când la Ploiești, după câteva zile, a trebuit să semnez niște documente de plată. Eram coordonator de credit, da? Și trebuia să fac niște plăți. Orice factură trebuie semnată și trebuie ștampilată. De semnată am semnat-o, că puteam să semnez, dar n-aveam ștampilă. Și ca să cumpăr, să fac ștampilă, aveam nevoie de ștampilă. Prin urmare, a trebuit să apelez la colegul de la București, la rectorul de la București, să-mi comande el ștampilă și abia după aceea să pot ștampila și eu documentele de plată. Interesant, pentru că nu uitați niciodată. Da. Rector, atunci era premier Stansoare, domnul Stansoare, da? Pe vremea aceea era încă Bogdan. Mihai Bogdan, da? Mihai Bogdan, da.
Și a fost de acord, evident, da? Da. După aceea, dificultățile s-au ținut lanț. După ce am proiectat și am început realizarea, am constatat niște probleme. De pildă, la corpul A, la subsolul, din subsolul corpului A, erau emanații de gaze. Trebuie să spunem telespectatorilor, corpul A este corpul principal al... E corpul administrativ. Administrativ, da? Da. De acolo emanau gaze. De unde? Era vorba de niște scurgeri din conducte și din rezervoare de petrol din timpul cel de-al doilea război mondial. Subsolul nostru este împregnat cu reziduri petroliere din timpul războiului. Și atunci a trebuit să reproiectăm, să punem un strat de argilă cu pietriș, să izolăm cumva emanațiile astea de gaze, ca nu cumva să avem probleme ulterior. Altă problemă, la unul din cămine, constructorul... Cămine de familiști, dacă mi-am amintesc eu, da? Căminul de familiști, da. N-au respectat prescripțiile proiectantului cu privire la fundație și mai ales la consistența betonului turnat. Și am constatat că erau deficiențe foarte mari. I-am pus să refacă și, într-adevăr, l-au refăcut. De asemenea, la sala de sport, una din cele 6 grinzi a sălii de sport a venit fisurată. A trebuit să o reparăm pe loc. Și multe altele s-au ținut dans. Ați lucrat cu echipe, nu? Deci vă întâlnați... A trebuit să organizăm. Am avut în permanență o echipă formată din specialiști de rezistență, de electrotehnicieni, de specialiști care să urmărească executarea lucrărilor. Pentru că, la fel ca și acum, da, mulți nu prea își fac datoria. Cineva așa trebuie, cum trebuie să urmărească. Da. Și urmăream săptămânal și ori de câte ori era nevoie construcția acestui local. Și mai trebuie să spunem că tot timpul erați preocupat de soarta celorlalte facultăți. Când vin la Ploiești, da? Fără îndoială că trebuia să ne ocupăm și de asta, pentru că intuiam faptul că România nu putea să-și permită să aibă două institute de petrol la numai 60 de kilometri distanță. Aș vrea să-mi arătăm telespectatorilor și cât a fost, deci, rector foarte mult timp constructor, am înțeles, da? Rector proiectant. Avem aici câteva imagini, biblioteca actuală a Universității Petrol-Gaze Ploiești, da. O cantină modernă, da? A spus bazele acestei cantine, da. Casa de cultură a studenților. Tot în timpul acela s-a făcut. Tot în acel timp. Cu e bine să remarcăm totuși faptul că, practic, toate clădirile care există acum în campusul Universității Ploiești, da, au fost realizate până în anul 1982. Deci proiectate de noi, realizate de noi, până în 82. După 1982, e adevărat că s-a continuat cu niște îmbunătățiri și cu, în special, cu dotări. După 82, în primul rând, s-a consolidat clădirile afectate de cutremurul din 77. Da. Ați terminat colaborarea atunci cu clădirea pe care ați folosit-o înainte de 77, nu, Palatul Culturii, după 77. Da, la Palatul Culturii a avut foarte mult de suferit și atunci, da, am abandonat Palatul Culturii și, da, toate activitățile după 77 s-au desfășurat numai în campus. Da. În campus. Ce vreau să spun? În continuare, deci s-au redistribuit spațiile pe măsură ce celelalte facultăți s-au mutat de la București la Ploiești. Da. Și mai ales după ce au luat ființă facultățile de litere și științe și facultatea, da, de științe economice. S-a făcut redistribuția spațiilor, da, s-a îmbunătățit confortul și mobilierul, s-a făcut, mă rog, amenajări din astea de... destul de utile. Pentru o mai bună întreținere. De acord, asta... Pereți lavabili, mă rog, sau ceva modern, ceva modern și plăcut. Da. Domnule profesor. Și mai ales dotarea. Grija laboratoarelor era obsesivă pentru dumneavoastră. Fără îndoială, pentru că o instituție tehnică, fără laboratoarele de ultimă creație științifică, nu își poate îndeplini misiunea. Domnule rector, suntem în 1972, când a avut loc prima, sau când a sărbătorit finalul 1967
da? 72, prima promoție de inginer mecanic. Ce vă mai amintiți? Iată, presa a confirmat. Da, fără îndoială că a fost un moment deosebit pentru toți ploieștenii. Da. Și mai ales pentru noi care am venit aici la Ploiești, vedeam cu ochii realizate, mă rog, gândurile noastre, preocupările noastre, frământările noastre, zbuciumul, pentru că nimic, nici atunci, nici acum, nu se face fără eforturi și uneori chiar fără sacrificii. Absolut. Deci un moment foarte frumos. Foarte frumos, suntem da. În 1900, mai ales pentru ploieșteni. Suntem în 1972. Celelalte facultăți când s-au mutat? Deci în 1900, după utilaj, după facultatea de mașini și utilaj petrolier, a urmat facultatea de forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor. Dar să vă spunem un lucru, 72 s-au reunificat IPG din București, da. IPG da. Cu IP din Ploiești, da. Și a rezultat IPG din Ploiești. Exact, da. Deci după utilaj a venit forajul și după foraj a venit tehnologia. Da. Iar în 1972, mai greu, forajul, în da? 1972, da, a apărut un nou decret da. Prin care se consimțea reunificarea celor două institute de învățământ superior într-una singură la Ploiești, sub denumirea de Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești. Așa să rămânem puțin la aceste denumiri care poate par delicate pentru da. Cei care ne urmăresc, dar e bine să le precizăm și să delimităm în timp. Ați pronunțat Facultatea de Științe Economice, Litere și Științe. Da. Suntem după anul, după Revoluție. Da. Deci Ioan Dumitrescu odată, apoi domnul profesor Macovei, da, 1990-1992, da. Și ajungem la domnul profesor Constantin Ionescu. Da. În 1992, IPG-ul, din multe motive, a devenit da. Universitatea din Ploiești. Din Ploiești. Da. Și atunci s-a pus problema, da. Și așa să răspundeți la fel de sincer, da. Da. Să da. Lărgească paleta a disciplinelor și a am facultăților, că erau cele am trei. Am înțeles ideea. Institutul de Petrol și Gaz era cunoscut nu numai în țară, era ci brand, și peste hotare. Dacă cei din țară au avut ocazie să cunoască ce s-a întâmplat cu el, cei din străinătate n-aveau cum. Suntem în 1975, erați la Tokyo, la Congresul Mondial al Petrolului. Până atunci. Da, încă la Tokyo. Bun, încă, rog, da. Vreau să mai subliniez aici. Deci cei din afară n-aveau cum să știe că nu mai există Institutul de Petrol din București și că el a fost mutat la Ploiești. Da. Și pentru că era cunoscut sub denumirea de Institutul de Petrol și Gaze, da, IPG era o marcă, da. Era o marcă, atunci și cum în țară după 90 s-a renunțat la denumirea de institut ca să se utilizeze denumirea de universitate. Și de aceea noi am găsit de cuvință că este bine ca universitatea noastră să se numească Universitatea Petrol-Gaze, ca să se facă legătura cu Institutul de Petrol și Gaze. Petrol, Linuță, Gaze din Ploiești. Da, asta în special pentru cei din afara țării. Foarte important acest lucru și să mai spunem că Litere și Științe, da. Și o să-mi răspundeți, vă rog, la întrebare, s-a transformat, deci nu, era Facultatea de Litere și Științe, s-a despărțit în două, Științe Economice. La început și a fost o facultate foarte heterogenă. Ați fost de acord cu înființarea acestor facultăți? Eu fără teală că am fost de da? Acord. Dar am fost de acord, însă aici totuși s-a produs o oarecare, să zicem, eram în institut, au fost lupte exagerare, în sensul că la un moment dat la facultatea aceasta de Științe și Litere erau mai mulți studenți decât la toate celelalte trei. Da. Și în ciuda faptului că această facultate nouă nu avea o bază materială corespunzătoare. Atunci s-a luat hotărârea ca această facultate heterogenă să se desprindă cumva, să formeze două facultăți. Și anume să rămână o facultate de litere și științe, dar să se dezvolte în paralel și una de științe economice. Oricum, cele două noi facultăți aveau de două ori chiar mai mulți studenți decât aveau cele trei facultăți. Și apărea un egoism al comparării, plus că inginerii... Apăruse și o arecare diferență de calitate în privința absolvenților. Pentru da. Că cele trei clasice aveau o bază materială, o experiență, cadre didactice, multă experiență, aceste două facultăți noi dispuneau de mai puține cadre didactice cu experiență, de mai puțină bază materială
Și treptat, treptat, această exagerare s-a reparat, în sensul că a început să se restrângă numărul de studenți și de specializări cu care, la un moment dat, ajunsesem la paroxism. Iar acum, lucrurile au revenit puțin la normal. Au revenit la normal. De la 12.000 de studenți, cât aveam în 2010-2012, am ajuns la, din nou la vreo 7-8.000. 7-8.000 de studenți. Da. Domnule profesor, este o mare plăcere să discut cu dumneavoastră, dar avem în comun același dușman, timp. Da. Aș vrea, pe finalul emisiunii, regia încă este generoasă cu noi, să mai navigăm puțin, rugându-vă să-mi răspundeți la următoarea întrebare. Activitatea dumneavoastră didactică, activitatea științifică, activitatea de conducere, nu eu, toți, le-au apreciat. Ați primit și diplome, ați primit mesaje, s-au organizat ceremonii dedicate. Spuneți-mi două, trei principii după care v-ați călăuzit și ați ajuns la un succes. Rector, 13 ani. Da. Unul sau două principii, recomentăm puțin. Da. Vă cer prea mult? Nu, nu. Știți că o societate pentru... fără principii care vă să zică că nu le are. Deci... Da. În primul rând, eu am gândit că e valabil principiul conform căruia învățământul constituie o prioritate națională și că el, învățământul superior în deosebi, nu poate fi realizat decât cu cadre didactice de calitate, nu cu oricine. Și trebuie dotat de asemenea cu mijloacele cele mai noi, de ultimă creație științifică. Un alt principiu e acela conform căruia orice instituție de învățământ nu poate funcționa decât integrată, instituție, dar integrată în sistemul economic general al țării și nu numai atât. Chiar în sistemul economic mondial. Adică nu poate funcționa izolat, ci integrat în ansamblul de relații interne și externe. Am considerat de asemenea ca principal fiind și ca important fiind și principiul conform căruia învățământul nu trebuie condus decât de către cadre didactice cu multă experiență, cu multă autoritate științifică. Pentru că numai acestea pot să impună exigențe, pot să impună un climat, într-adevăr, academic. Acestea ar fi principiile importante, da? Da. Care v-au asigurat succesul. Ar mai fi și altele, de pildă, orice instituție trebuie să se îngrijească în același timp de a asigura continuitatea, adică fiecare lider trebuie să-și formeze urmași. V-ați care format un urmaș? Ducă, fără îndoială, eu zic că am lăsat destul de mulți urmași. Da? În primul rând, da? Da. În primul rând, pe linie științifică, în calitatea mea de conducător științific de doctorat, am format vreo 20 de doctori în automatică. 11 dintre ei formează cadrele didactice de bază ale actualului departament de automatică și calculatoare. Și calculatoare. Felicitări. 3 dintre ei sunt deja conducători, ei însă și au devenit conducători de doctorat. Da. Bineînțeles că mai toate inițiativele și preocupările mele în timpul cât am fost rector au fost preluate și duse mai departe de urmașii mei. Nu neapărat pentru că eu le-aș fi fost superior cumva, dar au considerat că ele sunt valabile și că pot fi preluate. Noi, la noi, niciunul din rectorii care au urmat n-a denigrat ceea ce a făcut predecesorul său, ci dimpotrivă s-a străduit să ducă mai departe ce au făcut înaintași. Este foarte important, domnule profesor, mai avem foarte puțin timp și am lăsat pe final, fără să ne grăbim, ca fiind foarte importantă prezentarea obiectelor pe care le-ați adus, care sunt pe masă și fără să ne grăbim, aș vrea să o luăm, să o luăm de la diplome. Văd acolo, știu că ați fost, luați-o de unde vreți doriți dumneavoastră. Deschideți un
Da? Da, știu, eu cel mai... Vă rog, domn profesor. Manifestarea care m-a impresionat cel mai mult a fost aceea de... pe care a organizat-o, pe care a organizat-o Senatul Universității noastre, după ce eu am încheiat al treilea mandat de rector. Adică în anul... În 81. O alta care a fost? Un alt gest de prețuire? Altul a fost la... Când ați ieșit la pensie. La momentul când am ieșit la pensie. Da? Altul a fost când am împlinit 80 de ani. Și multe au mai fost de acest gen. Dar cam de acest gen au fost cam toate. Haideți să luăm acest pergament, este emoționant. Eu îl cunosc, mi-a plăcut foarte mult textul. Mulți stimate colegi, oricând se va vorbi despre noua dimensiune culturală a Străvechiului Ploiești, aceea de centru universitar, numele dumneavoastră va fi rostit cu deosebit respect, admirație și recunoștință pentru această mare înfăptuire. Contribuția dumneavoastră, fiu devotat al acestor meleaguri, la crearea învățământului superior prahovean, căruia ați dedicat o neobișnuită putere de muncă, competență științifică și spirit organizatorii, definește o personalitate de prim ordin, înscrisă pentru totdeauna în memoria Școlii Superioare Românești de Petrol. Vă rugăm să primiți din partea noastră a tuturor un sincer omagiu închinat rectorului, profesorului și în primul rând omului bolduit Stelian Dumitrescu, căruia îi dorim din inimă sănătate, fericire și putere de muncă pentru desăvârșirea prestigioasei sale cariere didactice și științifice. Senatul Institutului de Petrol și Gaze, iunie 1981. Emoționant. Ei, cum să nu fie emoționant? Emoționant. Vă felicit. Ce mai avem noi aici? Mai avem medalii, Ordinul Muncii, clasa a doua, da? Nu, haideți să Ordinul Muncii. Da? Mai avem medalii. Le-ați purtat vreodată? La ocazii, nu-mi place să le port în piept tot timpul. Da? Da? Mai avem aici încă o medalie de onoare oferită de Millennium, da? Da, de la Millennium 3 și multe, vreo... Nu, și avem niște cărți, domn profesor, care s-au ridicat. 30 de diplome, de excelență, aniversare, mă rog, de... Să le organizăm mai mult. Nu e încăpătoare masa noastră. Mai avem ceva foarte important. Cărțile. Cărțile care stau ubicate. Am scris vreo 20 și ceva de cursuri și îndrumare de laborator. Haideți să arătăm totuși câteva dintre ele, pardon, da? Mă rog, între cele mai... Eu am să citesc. Aparate de măsurat și automatizări în petrol și petrochimie. Titura de Ască Pedagogică 83, Stelian Dumitrescu, nu mai puțin. Nu vreau să prezentați, nu? Automatizarea instalațiilor petroliere din rafinării. Singur autor, nu? Singur autor aici, colectiv. Ce mai avem? Automatizarea, asta am zis-o, din rafinării. Aplicații inginerești ale calculatoarelor în trei volume. Da? Unde apar ca autori? Trei autori, da, mai mulți, da? Ion Dumitrescu, da? După aceea, mă rog, au mai apărut și altele. Tehnici de măsurare, iarăși în două volume. Da? Și aceasta... Tehnici de analiză chimică și fizică. Să arătăm camerei, da? Da. Singur autor. Da. Da. Am scris de asemenea și în limba franceză și engleză aplicații ale calculatoarelor în industria de rafinare de petrol. Da, când erați la București, da? Și când eram la București și când eram la Ploiești. Da, pentru că acele cursuri începute la București au continuat și la Ploiești. Și văd, mai văd o carte acolo pe care și n-am prezentat-o. Și ultimile trei cărți pe care le-am scris sunt scrise la editura Ploiești Mileniul 3. Da. Prima, Epopeea Industriei de Petrol. Epopeea, un titlu incitant. Da, și de petrol și gaze din România. După ea a urmat Universitatea de Petrol. Da, o carte foarte bună, eu m-am inspirat Gaze din Ploiești și a treia este, dacă o ai pe aici cumva. Deci nu mai am pe aici. Nu e pe aici, da? Este vorba de câteva reflexii asupra actualității românești. Perfect. Domnule profesor, aș vrea să-mi dați voie să mai spunem pe spectatorul că sunteți pe lângă rector onorific și am văzut ce onoare, cetățean de onoare al... Da, și asta a fost o manifestare impresionantă pentru mine. Da? Aici, ca virgulă cetățean, vi s-a oferit vreun cadou din partea municipalității?
Nu un cadou material, ci unul moral. Moral, un moral și... care contează poate mai mult decât unul material. Am înțeles. V-aș ruga să-mi dați voie și mie să prezint volumul 8, Seniorii Petrolului Românesc, în care am reușit să adun ultimile emisiuni pe care le-am realizat în acest studio, pe care eu îl iubesc foarte mult. Emisiunea se află pe YouTube, dar din sumar, deci din sumar, Serian Dumitrescu, Evocare Gheorghe Suciu, Dan Pintilie, Istoricul Societății Concordia, Constantin Dobrescu, Istoricul Societății Astra Română, Viorel Micloși, de care am vorbit, Marius Cristian Neacșu, Războiul Gazelor, Victor Ștefan Săvulescu, Alin Tomozei, Neculai Pavloschi, Ion Zârnă. Tim Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, vă mulțumesc, stimați telespectatori, pentru fidelitate și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, avându-l ca invitat pe profesorul universitar doctor inginer Cornel Dinu, decanul Facultății de Geologie și Geofizică, acum din cad timp de 14 ani, acum făcând parte din Universitatea București. Bună seara!